de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Da, ne uitam în telefon acest obiect indispensabil pentru noi. Începem o nouă emisiune, este joi. Bună dimineața, domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Bine ați venit la emisiunea în care prezentăm numărul 499 din ziarul Mesagerul de Neamț. Ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare prezentăm numărul 500. Numărul 500. Felicitări. Și mulți, să mulți... prindem 1000, zic, împreună. Mulțumim frumos. Prima parte vă mulțumesc foarte mult, a doua parte nu știu dacă trebuie să vă mulțumesc. Dar oricum, așa să fie. Da, astăzi Mesagerul de Neamț are câteva teme extrem de importante, zic eu. 1. Bacalaureat 2021, o analiză, așa cum a fost și cea de la partea de evaluare națională. Eu zic să vă uitați în material și pe grafice, nici nu știți cât de multe lucruri puteți afla. O anchetă care continuă cu profesorul acuzat de agresiune sexuală, încheiat după 10 luni, și un subiect la care eu personal țin foarte mult. Ziarul Mesagerul a scris despre subiectul ăsta de la început, modernizarea secției pediatrie din Piatra Neamț. Vreau să vă spun că trebuie citit ca să înțelegem exact mecanismul prin care milioane de lei se duc aiurea, se cheltuie aiurea, de multe ori nerespectând legea, într-o frăție, eu nu zic mafie, zic frăție, perfectă între proiectant, constructor, beneficiar și proprietar. Proiectantul Bodo Invest de la Iași, care din momentul în care a început scandalul în jurul pediatriei și-a încetat activitatea, iar proprietarii, care nu mai erau de găsit, dar aveau firme la aceeași adresă, prosperă pe același gen de activități pe alte firme, dar ei nu sunt de găsit din Neamț, să vedem dacă i-a găsit DNA-ul. Constructorii, o asociere de firme de la București, care și-au făcut treaba până într-un anumit punct, dar au uitat să depună garanțiile, nu le-au fost nici cerute, ca să fim foarte cinstiți. Spitalul județean cu întreaga hoartă de manageri, comitete directoare și CA-uri, plus proprietarul onor Consiliul Județean Străiț. Eu zic că merită să citiți pentru că o să observați, de exemplu, că în anul 2020, în momentul în care nu mai exista un contract de lucrări, constructorul retăgându-se, nu exista nici procedură deschisă pentru alte lucrări, Consiliul Județean a alocat bani pentru modernizarea. Am și o întrebare. Nu v-ați săturat de atâția ani să sesizați aceste probleme care, uitați-vă, sunt cercetate chipurile de organele statului, dar de zeci de ani nu sunt întâmplă. Domnul doctor, aveți o clinică, da? Mai multe, da. Mai multe. Când deschideți o clinică, de ce anume aveți nevoie? În primul rând de capital. Nu vorbesc de bani. Eu nu vorbesc de bani. Ca să funcționați. Da, de autorizări. De autorizări. Da. Eu vin la... Modernizați o clinică. Da. Eu sunt constructorul, vin la dumneavoastră, am câștigat procedura, da? Da, dumneavoastră uitați că eu sunt privat. La privat. Da. Eu nu discut acum de stat privat. E vorba de actul medical. Actul medical trebuie să fie același. Eu vin la dumneavoastră și încep construcția. Ca să încep construcția, ce trebuie să întâmple? Trebuie să-mi eliberați locul ăla, mi-l predați ca să fac construcția și din momentul acela acolo nu se mai produce un act medical. Da, în România știți cum să construiesc unitățile medicale. Întâi le construim și după aia căutăm utilități încă 2 ani de zi. Da, dar aici e altceva, domnul. Asta se întâmplă la stat. Deci, aici, un constructor a venit, sunt 3 corpuri de clădire la pediatrie, a făcut un corp în 2017. Da, știu, eu știu. L-a dat celor de la spital. De zile. Da. Și? Știți ce ne spun organilii?
ne spun așa, ce dom'le, noi n-am fost acolo să-i autorizăm corpul ăla. Și atunci cum funcționează? A, zice, există o autorizare generală pe spital. Bă, voi sunteți nebuni. Acolo tratați copii. Voi sunteți nebuni, tratați copii în regim de șantier. Și acum e aceeași situație. Și acum este aceeași situație, să știți. Nu este nicio altă diferență. Bun, ne oprim aici. O ultimă chestie. Târgu Neamț, polițiștii spun că era drogat, procurorul clasează cauza, deoarece cică nu s-ar fi făcut proba la sânge pentru respectivul, dar avea alte două probe care erau pozitive. Întrebarea era de ce procurorul n-a cerut să se facă proba la sânge și a dispus clasarea direct fără să fie făcute toate procedurile. Da, trecem peste domnul doctor Liviu Harbuz. Astăzi vreau să discutăm, dacă aveți aceeași plăcere, eu n-am o plăcere să discut subiectul ăsta, trebuie să-l discut, despre scumpiri. Viața noastră devine tot mai scumpă, depinde și cum înțelegem cuvântul scumpă. Scumpă pentru noi că vrem să trăim sau scumpă că plătim tot mai mult. Scumpă și la propriu și la figură, și la... asta este sigur. Deci, atunci când vorbim de scumpiri, vorbim de prețuri. Prețurile în momentul de față, după o pandemie, după un an de criză mondială și mă refer aici la pandemie, mă refer la scumpirile mondiale. De ce? Pentru că s-au produs pur și simplu cataclisme economice în economia mondială. Gândiți-vă că odată cu apariția pandemiei, consumul a crescut, obiceiurile consumatorilor s-au schimbat, obiceiurile producătorilor, investitorilor s-au schimbat și vă dau în momentul de față un reper în piața, în economia mondială, este industria de automobile, care, așa cum am văzut în momentul pandemiei, mari producători de automobile au scăzut producția și au epuizat stocurile, dar trecând anul de pandemie, a explodat din nou industria auto, având o mare problemă. Și eu iau ca reper pentru că este un exemplu reprezentativ acesta cu chipurile pentru industria auto. În acest moment există o criză mondială de chipuri. De ce? Pentru că atunci când a apărut pandemia, producătorii de microchipuri, de semiconductori, că de fapt la asta ne referim, s-au reorientat către piața de jocuri video, către piața de iPad-uri sau... deci către ceea ce înseamnă producția de produse electronice. Acum, dezvoltându-se din nou piața de automobile, încercând această dezvoltare, creșterea producției se lovește de această criză a microchipurilor. Vă dau un exemplu de în Statele Unite, consumul, cererea pe piață de automobile second hand este la nivelul anului 1953. Deci este o cerere, a crescut cu 20% prețul automobilelor second hand. Acest lucru vine în același timp în contradicție cu ceea ce noi numim astăzi politici verzi, criza de mediu, Green Deal în Europa, lucruri care schimbă și ele piața. Industria de produse verzi implică anumite minereuri. Uitați-vă, în momentul de față avem criză de cupru, avem criză de fier, avem criză de aluminiu. Exact ceea ce cere piața pentru a reveni. Avem criza forței de muncă în același timp, avem schimbări de venituri salariale în toată lumea. În acest context știți că noi am vorbit de foarte multe ori de venitul universal care ar putea salva anumite mișcări sociale în tendințele și cererea de creștere a salariilor. Cert este că toate prețurile cresc. Uite, venim la România. România are o mare problemă, un deficit de balanță economică atunci când vorbim despre alimente.
România, de exemplu, este unul dintre cei mai mari, dacă iau ca reper anul 2019, cel mai mare producător, cea mai mare producție, nu cel mai mare producător, cea mai mare producție de porumb. Vă dau un exemplu. În China, acum, China importă materii prime, economia chineză crește, dar în același timp toate prețurile la tot ce înseamnă materii prime au crescut cu 9%. China importă porumb, sunt vase cu porumb care stau în porturi la coadă și 100 de zile pentru a descărca marfa. Deci China absoarbe toată producția de porumb și de soia. Când vorbim de criza alimentară la nivel mondial și FAO vorbește în fiecare zi despre inevitabila criza alimentară, vorbim despre supraproducție și subproducție. Dar iată că și în Europa, unde aveam supraproducție, au început să apară probleme. Criza cărnii de porc. Mi se pare o glumă, s-a scumpit carnea de porc, dar trebuie totul văzut în ansamblu și integrat. Oare de ce credeți că în România se va interzice creșterea porcului în gospodării? Deci, doar pentru că avem criza pestei porcine africane, care a afectat întreaga lume, și China și Statele Unite? Nu doar de asta, dar nu mai avem voie să facem competiție, să facem concurență, de fapt, celor care au transformat România într-o piață de consum. Noi suntem o piață de consum și trebuie să accelerăm acest proces de transformare a României în piață de consum. Nu trebuie să mai devenim competitivi. Aici cred că este o glumă. Nu e o glumă, este o strategie. Este o strategie, de aici și deficitul de balanță. Gândiți-vă că noi de ani de zile vorbim că un motor al economiei românești ar trebui să fie agricultura și producția de alimente. Din păcate, ea, în loc să crească, scadă. E foarte adevărat, noi am avut niște obiceiuri vechi, mă refer la obiceiuri comerciale. Noi ne-am învățat să nu adăugăm, să nu venim cu valoare adăugată la produse, să exportăm materie primă. Asta se întâmplă și la grâu și la porumb. Adevărul că este foarte greu să controleze statul astfel de piață. Iată că a reușit Rusia. Ce a făcut Rusia? A băgat niște taxe pentru exporturi, tocmai pentru a conserva producția pentru piața internă. A ținut? Da, și funcționează. Dar vorbim despre Rusia. Noi suntem o țară membra a Uniunii Europene. Noi nu ne putem permite să facem așa ceva. Ne-am dorit piață liberă, suntem pe piața liberă. Mari producători, agricultori, fermieri din România vând pe bursă și vând la prețuri foarte bune. Problema este că noi nu reușim să venim cu plus valoare, cu valoare adăugată, atunci când vorbim despre produse alimentare. Gândiți-vă cât consumăm noi pâine congelată. Deci consumul de pâine congelată a crescut cu 30%. Toată pâinea congelată vine din import. Prețul normal este pe măsură. Timp în care noi exportăm aproape tot grâul din România. Același lucru se întâmplă și cu porumbul. Același lucru se întâmplă cu soia. De ce? Pentru că este foarte mare cerere pe piață. Vă mai dau un exemplu și am tăcut. Vedem în fiecare zi ce se întâmplă pe litoralul românesc. Vedem ce se întâmplă la Mamaia. Toată lumea se plânge de prețuri. Prețurile sunt de 3 ori mai mari ca în Grecia. Prețurile sunt de 10 ori mai mari decât în Bulgaria. Dar există piață. Cineva plătește. Deci ne uităm. Gradul de ocupare este de 96%. Când ai un grad de ocupare de 96%, înseamnă că este cerere. Înseamnă că este cerere. Și cineva plătește. Toată lumea spune că merge în Grecia, dar litoralul nostru este plin. Da, bun. Aici intervin și măsurile care s-au luat în Grecia. Acum grecii au deschis granițele, după aia s-au gândit mai bine, au zis stai puțin că nu mai trebuie să fii doar vaccinat, îți trebuie și test PCR, stai puțin că îți trebuie și titlul de anticorp, stai puțin că îți trebuie și o perioadă de carantină. Deci aș vrea, nu înainte de a termina emisiunea, să tragem o concluzie. Această criză de sănătate, această pandemie a dus în jos economia, a schimbat fundamental obiceiurile și aici o să venim să vedem care sunt prețurile de cost pentru foarte multe afaceri, a schimbat comportamentele comerciale, a schimbat comportamentul de consum al nostru,
pentru că au dispărut anumite servicii, au apărut alte servicii. Deci prețurile pe materie primă și pe servicii, pe logistică, pe transport, pe energie, au crescut foarte mult. Dar toate astea au fost reglate sub egida minunatei pandemii prin care am trecut. Bă, doctor, din aur. Avem mari agricultori, da, care exportă, dar nu știm să adăugăm valoare produselor pe care asta le exportăm. Asta înseamnă să le procesăm. Să le procesăm. Adică noi ar trebui, de exemplu... De ce nu avem procesatori? Avem procesatori, dar ei... Îi cumpără din altă parte unde e mai ieftin? Nu, cumpără tot de pe piața românească, dar vând foarte scump. Adică, știți, e obiceiul românesc. Bine, nu e valabil pentru toată lumea. E obiceiul în care, bă, dacă ăla importă și vinde cu 10 lei, eu de ce să nu vând cu 11 lei, că eu fac aici. Deși costurile de producție sunt mai mici. Mai mici. Da. E foarte adevărat, gândiți-vă și la forța de muncă. Forța de muncă în România este mai ieftină decât în afară. Și atunci? Dar piața se reglează din cerere și ofertă. Din păcate... sau din fericire, noi suntem pe o piață competițională și jucăm după reguli europene. Adică noi jucăm cu nivelul nostru de pregătire, cu nivelul nostru de corupție, vorbeați de corupție. De fapt, până la urmă, nu e vorba, noi mereu spunem, nu avem bani, nu avem bani. De fapt, este vorba de optimizarea cheltuielilor, de eliminarea factorilor de corupție, pentru că în România... corupția afectează la un nivel imens economia națională. Uitați-vă tema pentru emisiunea următoare. Care? Asta, optimizarea costurilor în România. Da, mi-am notat-o. Nu știu cu ce ne ajută. Noi tot vorbim și vorbim surzilor. Nu, sunt oameni care ne urmăresc și înțeleg foarte bine despre ce. Sunt convins, e pe principiu, da. Urmăritorii noștri sunt mai inteligenți decât ai altora. Da, deci asta cu prețurile le-am înțeles-o, cu prețurile din agricultură, da. Eu vă dau niște exemple. Am avut dimineață curiozitatea să iau prețuri, nu prețuri de exact, cu cât au crescut. Lemnul finisat, care îl folosești în construcții, da? De 3 ori mai scump decât anul trecut. De 3 ori. Termoizolațiile, 60% mai mari și prețurile se schimbă de la zi la zi. Fierul pentru construcții cu peste 150%. Și se schimbă, da, prețul de azi pe mâine. Ce pot să vă spun este că aceste prețuri pe care le-ați citat acum sunt influențate de economia mondială. Ce pot să vă spun este că același lucru, de exemplu, pe o analiză a CNN, același lucru se întâmplă în Statele Unite. Deci oamenii intră în contact, oamenii simpli, cu produse banale. De exemplu, ne gândim la ce înseamnă Pampers, la ce înseamnă hârtie igienică, la ce înseamnă tampoane igienice. Prețul lor a crescut fabulos pentru că nu s-a mai exploatat lemn. Pentru că prețul la lemn a crescut foarte mult. Vă spuneam mai devreme că e cerere de materii prime și mai ales de minereuri. Este o cerere mondială fantastică de fier. De aia a crescut prețul la fier. Este o cerere majoră la ceea ce înseamnă aluminiu. Este o cerere majoră la cupru. Cupru care este folosit și avem de niște prieteni care acum sunt foarte pasionați de afaceri cu cupru. Dar noi cităm în emisiune, îi lăsăm să rămână... Să trăiască, domnul. Să trăiască în cupru. În mină de cupru. Da. Cererea este foarte mare. Iar România intră în competiții cu alte state. Pentru că aici vorbim de țările emergente, de... Vorbim de țările terțe, care nu sunt Uniunea Europeană. Gândiți-vă, de exemplu, la agricultură. Noi spunem a crescut prețul la grâu sau la soia, sau... dar nu urmărim ce se întâmplă din punct de vedere climatologic pe glob. Dacă ne uităm puțin, seceta din America de Sud, care era un mare producător de soia, a distrus și a scăzut foarte mult culturile de soia, de porumb. Deci, în momentul de față, prețurile se stabilesc la nivel mondial, atât în cadrul Uniunii Europene, dar și în afara Uniunii Europene, în țările terțe. Influențele sunt majore. Gândiți-vă cât a influențat economia mondială China. China, care era principalul furnizor de materii prime.
Deci, astăzi trebuie să ne uităm de jur împrejur și să vedem ce se întâmplă adevărat. Putem lua măsuri în România și una din măsuri este, apropo, de optimizare vis-a-vis de corupție, vis-a-vis de organizare administrativă și vis-a-vis de politicile economice, pentru că, știți, noi am previzionat că vom avea un deficit de, vorbesc de inflație, un indice de inflație de 4,1%. Cu siguranță până la sfârșitul anului el va ajunge la 5% și tinde spre 5,5%. Da, e bine, înseamnă, știți, că depoi nu mai rămâne în corigență. Nu, stați că așa aici trebuie. Indice de inflație preconizat pentru 2021 la nivelul Uniunii Europene, știți bine că el a fost de 3%. După care, când a venit criza, aduceți-vă aminte că s-a dat drumul la limitarea inflației, indiciului de inflație, și a spus, nu contează, puteți să vă duceți oricând. Oriunde vreți. Noi românii întotdeauna, când avem bani pe mână, nu ne gândim cum îi mai dăm înapoi și acum să-i cheltuim. Obiceiurile de consum. Gândiți-vă că în perioada pandemiei, consumul a scăzut foarte mult. Oamenii au făcut economii, au avut... Acum consumul crește, dar nejustificat. Crescând consumul, cresc și prețurile. Producția nu crește. Gândiți-vă la... Eu sunt importator și import un număr consistent, ca să zic așa, de containeri. Din Statele Unite și din Canada. Pline. Pline, pline, normal. E, bravo! Și o să revenim la cele goale. Știți unde este criza mondială? La containeri. Știți că, de fapt, simplu accident de pe canalul Suez, care noi l-am văzut, am trecut peste el, a afectat economia mondială, apropo de logistică, de transport și de tulburările care au avut loc în perioada cât a stat blocat acel vas în canalul Suez, cât nu ne putem închipui. Deci, astăzi, la nivel mondial, producătorii, comercianții nu mai controlează și nu mai sunt în stare să aibă politici predictibile pe ceea ce înseamnă logistică. Transportul. Gândiți-vă, de exemplu, vă dau exemplu prețului la petrol. Prețul la petrol este indicele la care ne raportăm, este indicele Brent. Prețul la barilul de petrol a fost anul trecut $20. A ajuns la 60. $70 barilul de petrol. Deci, așa trebuie analizate prețurile și costurile de viață. Vorbeam mai devreme despre cum această pandemie, dar noi am vorbit de un an de zile, cum va schimba comportamentul cumpărătorului, consumatorului, cum va schimba tipul de afaceri la nivel mondial. Vorbeam... cu mult timp în urmă despre zicea la Piatra Neamț cu cine nu poate afecta, interesează. Nu ne interesează. Dom'le, dar a apărut home delivery, sunt companii la Glovo și încă una în Piatra Neamț, le-a crescut cifra de afaceri încât acum se produc achiziții pe piața de servicii de home delivery, se cumpără companii, se vând companii, se listează la bursă, deci un comportament social minor în aparență influențează economia mondială. Gândiți-vă că Jeff Bezos, marele proprietar, cel mai bogat, a zburat în spațiu într-un sfert de oră. Iar noi de la București la Timișoara facem tot 8 ore. Trăim într-o lume nebună. Iar noi nu înțelegem. Noi ne izolăm aici, la Piatra Neamț, trăim în bula noastră, și nu înțelegem cât de, și cu bula nostru, nu înțelegem cât de important este să ne informăm, să citim. În momentul în care îți manageriezi propriul buget în propria familie, mai citește. O să mă întrebe mulți ce treabă are Bezos cu economiile mele, ce treabă are prețul petrolului cu economie. Păi, mare treabă. Păi hai să ne uităm. Energie, gaze naturale. Liberalizarea pieței de energie. Prețul la energie se vor duce foarte sus. Dar în același timp, gândiți-vă că aici jocul este mai complex. Aici trebuie să studiem schimbările climatice, ceea ce se întâmplă, fenomenele extreme cu care ne confruntăm, industria verde, toate astea trebuie coroborate pentru că ele sunt legate una de alta.
În momentul în care noi venim cu măsuri de mediu, clar, costă foarte mult. Costurile pentru măsuri de protecție a mediului sunt foarte mari. Vă mai spun una și atât. Ne-am adus aminte ceva. Gândiți-vă, acum se vorbește despre proteina de sinteză. La imprimante 3D se fac hamburgeri. Știți că am mai glumit eu și vorbeam cu dumneavoastră de hamburgeri făcuți din muște. Eu aștept să fie. Eu am văzut producție de hamburgeri din muște. Digerați deja. Păi cam așa sunt, că de fapt și ceea ce rezultă din digestie mai conține câte o proteină, mai mulți catoli și indoli, așa, care produc și acel miros neplăcut. Specific. Da. Deci, vorbim despre schimbări fundamentale, structurale, ale economiei ca și consecință a schimbării comportamentelor sociale, umane. Societatea se schimbă. Uitați-vă că s-a făcut acum o analiză și mai mult de 48% dintre respondenți au spus că ei preferă să lucreze în continuare de acasă. Vă aduceți aminte când îl citam noi pe Harari, pe Noah Harari, și spuneam se mută comportamentul, vor lucra peste 85% de acasă. Bineînțeles, sunt măsura în care poți lucra de acasă. Jobul permite asta. Dar în curând o să vedem că, de fapt, și intervențiile chirurgicale vor fi robotizate, se fac cu roboți și cineva va sta acasă și doar va apăsa pe butoane, pentru că a apărut telemedicina. Adică sunt sectoare din medicină care implică prezența medicului, da? Sunt sectoare care deja funcționează online. Ne uităm la piața imobiliarelor. Au crescut prețurile la materii prime, a crescut prețul pe forța de muncă, prețurile la apartamente. Știți cu cât a crescut în Statele Unite prețul pe casă? Cu 35.000 de dolari pe unitate medie în acest an. Deci lucrurile nu se întâmplă doar la noi. Se întâmplă la nivel mondial. Dar noi mereu stăm în bula noastră. Suntem pe sistemul, erau niște bancuri vechi, nu știu, era bulă cu nu știu cine la pușcărie, avea o damingeană cu țuică și încep, uite, îți dau un leu, dă și mie un pahar din partea ta și termină damingeana și erau tot la un leu. Da? Deci așa au făcut business-ul. Cam așa îl facem și noi. Bun. Acum, cum să vă spun eu? Uite, mi-aduc aminte, când vorbeați despre lucrurile astea, mi-am adus aminte de un interviu pe care l-am citit acum 3 zile, 4 zile, nu mai țin minte, al domnului ministru Virgil Popescu, cred că îl cheamă. Da. Virgil Popescu, nici nu știu ce ministru e, spre rușinea mea. Înainte știam toți ministrii, acum cu multă jenă recunosc că nu mai știu cu ce se ocupă, nici nu mai știu de la ce partide sunt, că toți se comportă ca și cum ar fi dintr-un guvern mondial, nu al României, și spunea așa. Dom'le, avem o problemă. Chestia asta cu noile strategii, energie verde, așa. Și am fost la Bruxelles și m-am întâlnit cu cei de acolo. Și urmează fraza cheie. Erau foarte bine informați ce se întâmplă la noi. Și aia reporterul întreabă, despre ce, domn ministru? Despre situația minelor de cărbune de la noi. Că ne afectează. Mult. Da. Că știau despre Mintia, știau despre aia, știau despre complexul energetic, știau tot. Și știau foarte bine despre Roșia Montană. Da, da, eu vorbesc de mine. Păi da, dar și, vorbim tot de mine, de aur, și, de și cupru. Și urmează partea a doua. Și da, deci știau, da. Și da, ne-au spus, ne-au și criticat că nu ne-am atins ținta de 20% de... Nu știu. Bun. Și ce ați făcut, dar? Am spus că se înșală. Cum? Păi noi ne-am atins ținta, am depășit-o, suntem la 24%. Noi am făcut să avem un mix energetic care să cuprind. Să știți că România are un mare avantaj, are un mix energetic. Știți ce nu l-a întrebat reporterul? Pe domn ministru? Domn ministru, dacă erau așa de bine informați pe partea de închis mine la noi, cum mă s-a îndos? Erau neinformați cu mixul energetic. Erau foarte bine informați. Au făcut pe proștii. Au făcut pe proștii. Ai noștri, în schimb, se duc proști și vin proști cu ideile celor care fac pe proștii. Adică tu te duci acolo, tu ai mixul energetic
printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Domnul Bălănescu, întotdeauna puterea de negociere îți dă forța pe care o ai, nu neapărat doar personalitatea. Dacă m-am nervat. Degeaba ai un demnitar cu personalitate care se duce la Bruxelles și dă cu pumnul în masă dacă el nu are backup-ul, dacă nu are spatele asigurat de elemente reale din economie, de structuri politice, de structuri administrative. Adică degeaba ești tu inteligent și mergi acolo și îi povestești de mixul energetic pe care îl are România, pentru că România are energie nucleară, are energie hidro, adică eoliană, știți că avem unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din Europa. Exact. Deci, vreau să vă spun, până la urmă totul pleacă de la politică și de la comportamentul nostru care... Ne-am născut așa un fel de neam de slugi și mereu suntem cu capul plecat. Mereu, din păcate, în ultima perioadă nu ne mai ajută nici portofelul. În momentul în care în fiecare zi faci împrumuturi, în fiecare zi trebuie să te rogi. Și faci împrumuturi ca să închizi sectoare de activitate. Absolut, absolut. Nu faci împrumuturi, să dezvolți. Da, nu faci împrumuturi pentru investiții. Bun, da, aici avem o problemă sistemică tot venită din politică. Gândiți-vă că noi am avut acces la banii europeni cât am cheltuit din fondurile europene. Eu nu vorbesc despre ce înseamnă acum PNRR. În PNRR având de fapt ce? Și împrumuturi. Și împrumuturi adevărat la o dobândă mai mică decât dobânda de pe piața liberă bancară. Dar cum știm noi să folosim în avantajul nostru? Noi mereu e foarte adevărat, aceste mișcări politice se întâmplă și în Statele Unite și în Europa. Sunt lupte politice în care se folosesc și factori economici și decizii la nivel național și decizii la nivel de sisteme de apărare și achiziții de armament și achiziții din ceea ce înseamnă Big Pharma. Gândiți-vă cum a jucat piața Big Pharma în această perioadă. Adică noi primim aceste vaccinuri gratis. Dar nu știu câți dintre români știu că ele sunt plătite. Ele sunt plătite. Ele sunt plătite de statul român. Bineînțeles, într-o joacă și cooperativă europeană, în care avem la nivelul Comisiei Europene așa o bursă a prețurilor la vaccinuri, unde se negociază, dar după cum bine știți, aceste negocieri de preț la vaccinurile care sunt pe piață nu sunt publice. Noi suntem mari la vaccinuri, avem luate 17 milioane și ceva, din care mai putem, 4 milioane mai... sunt în prag de expirare. Da. Nu știu, probabil că vom beneficia de al treilea vaccin în curând. Decizia de a face al treilea vaccin nu va fi obligatoriu medicală, poate va fi una economică. Vom vedea. Deci. Uitați. Telespectatorii noștri oricum știu mai multe decât noi. Întrebare. Ridicarea plafonului de deficit de către UE, ați spus dumneavoastră, datorită pandemiei contribuie la inflație. Duce la inflație, da. Deci contribuie, da? E clar. Vorbim despre un mix energetic, dar noi plătim niște prețuri la energie destul de mari când avem baraje în zona noastră aici. Vorbim de liberalizarea pieței de energie. Când alte țări privatizau producția, noi privatizăm transportul. Da. Aici chiar este o chestie interesantă. Noi privatizăm transportul, nu privatizăm producția. Absolut. Noi privatizăm și am privatizat transportul. Gândiți-vă, dacă vă mai aduceți aminte, Franța a renaționalizat transportul. Dar și nu o să renaționalizăm. Atunci când vorbim de CFR, a renaționalizat transportul feroviar. Pentru că este un punct strategic al statului. Adică, știți ce se întâmplă? Vorbim aici de politici sociale, de politici liberale. Fără un mix de politici liberale cu politici sociale, nu vom merge nicăieri. Am terminat cu doctrinele vechi, sunt depășite. Și aia liberală, și aia socială, și aia comunistă, și aia neomarxistă. Aia nu-i depășită. Aia depășește. Nu. Aia ne depășește. Aia ne depășește. Problema este că dacă nu ne adaptăm la problemele directe, și ne compleșește. Pe unii, eu nu mă simt compleșit. Eu mă simt compleșit. Eu nu mă simt compleșit. Mă simt compleșit de anumite fenomene și curente sociale care au scăpat de sub control. Bun.
Să revenim. Eu cred că noi în momentul de față, dacă nu ne adaptăm, ceea ce e o obligație pentru fiecare stat din lumea asta, dacă nu reușim să ne adaptăm și să avem o dinamică care să fie în concordanță cu toate crizele cu care ne confruntăm, nu vom face nimic. De exemplu, eu mă întreb de ce România nu investește în producția de microchipuri, de exemplu. Din informațiile pe care le am, există din această teamă. Șansă. Din teamă. De ce teamă? Supărăm Germania, supărăm Bun. Franța, supărăm... Da, Germania nu asigură decât 20% din producția de microchipuri pentru industria auto, care din toată Europa, care până la urmă nu rezolvă problema crizei de microchipuri. Adică de ce România n-ar putea să devină competitivă? De ce România încă mai păstrează aceste obiceiuri vechi pe anumite nișe? Pentru că au devenit nișe, țările arabe exportăm animale în viu și nu reușim să aducem plus valoare materiei prime. Vă rog. Deci, am primit pe WhatsApp o chestiune care, la care trebuia să mă gândesc eu. Vă rog. Și recunosc că... Deci, spune așa. Perioada interbelică a însemnat pentru România provocări la fel de mari. Chiar dacă nu erau toate energetice, dar o parte erau energetice. Petrolul, exploatarea petrolului, era la început. Cum au rezolvat politicienii de atunci, Bătienii, Maniu, etc., subiectele vremii? Că spate, cu ghilimele, nu aveau nici ei în Europa. Bun, vorbim de o altă perioadă, de cu totul altă abordare. Nu, e vorba de... Să nu uităm că până la urmă petrolul nostru a fost exploatat de companii germane. Și americane. Și americane, dar în mare parte companiile germane. Mai ales și în contextul... Aveam un rege, aveam o familie regală. Exact. Nu putem compara. Noi astăzi suntem într-un nou, dar foarte nou și diferit context la nivel... european și la nivel global. Deci nu mai putem compara. Gândiți-vă că dispare industria auto în sensul în care cea clasică, dispar sursele de energie clasice, că tot vorbeam de cărbune. Adică gândiți-vă ce a însemnat cărbune pentru Anglia. Da? Uitați-vă ce consecințe are Brexit-ul pentru Anglia, dar și pentru Europa. Deci sunt mișcări, slavă Domnului, că aceste schimbări nu s-au produs în urma unei conflagrații mondiale, în urma unor războaie în zona... Conflagrații mondiale declarate și cu... Că ea există oricum, vreau să spuneți. Declarate și cu împușcături în vânzul adică am trecut de la un sistem la alt. Vă dau un alt exemplu. În Statele Unite, una dintre cele mai GBS MIT, una dintre cele mai mari companii cu cele mai multe fabrici de carne, de vită și de porc, de produse alimentare, cu cele mai multe abatoare, care e răspândită și în Statele Unite și pe teritoriul Canadei, a închis aproape 43% din unități din cauza unui atac cibernetic. Ei, în perioada interbelică nu ne confruntam cu asta. Da, dar în perioada interbelică aveam altele. Aveam altele, e adevărat. Aveam altele. Nu, eu, cel care mi-a trimis, s-a gândit la modul în care absolut. Cei care conduc, e vorba de filozofia politică absolut la situația. Am înțeles. Pentru că să nu uităm, România venea după un război devastator. Eu ce am înțeles din mesajul ăla? Aveam bărbați politici. Asta este. De fapt asta e. Nu, vă rog frumos politici. Să nu mai spuneți oameni politici. Faceți referiri la zone anatomice care caracterizează bărbatul politic. Dar de ce? De ce? Că acum am văzut că atunci când se dau premiile la Uniter, cel care a luat premiu a intrat pe scenă și a spus ceva de genul, băi, ouă de bărbat. Am înțeles. Da. Și toată lumea l-a aplaudat, că era pe scenă de la Teatrul Tineretului când... În manifestarea actului artistic se permite orice. Exact, mai ales la o festivitate de premiere. Absolut. Deci, despre ce vorbim aici? Vai, vorba cuiva, nu te nerva, nu mă nervez, zic așa, dar stau totuși și mă întreb până unde va merge inflația. Pentru că uitați, Gazprom negociază contractele de gaze naturale, beneficiind acum, că tot vorbim de globalism,
de permisiunea domnului Biden și a Americii de a-și continua conducta spre Germania, care ocolește Ucraina, cu binecuvântarea Germaniei, normal, că doar nu era cu binecuvântarea noastră, sau a președintelui României. Așa. Deci, Gazprom a anunțat, da, dăm gaze fără nicio problemă, cu 50% mai mari ca anul trecut. 50%. Ce înseamnă asta pentru tot ce înseamnă producție? Gândiți-vă, apropo de asta, la filozofia politică a țărilor precum Rusia, precum China, în care ce s-a făcut de fapt? S-au privatizat anumite companii care fac jocurile în piața liberă, dar ele sunt sub controlul total al statului. Și statul spune, da, nu noi, ăia. Bun, dar eu îl și văd pe Putin, adică are în dreapta presiunea economică pe care o face asupra Uniunii Europene, asupra celorlalte state, și presiunea politică. Și el spune, a, ăia nu vor să ne dai, ia mărițele prețul la gaz. Ia, hai, da? Lăsați un pic acolo. Dar el controlează, pe când în România nu mai putem vorbi, în condițiile în care noi avem totul la multinaționale, despre un control politic asupra multinaționalelor care ne controlează toate resursele. Pentru că așa am înțeles noi. Să dăm tot. Nici în România nu marea privatizare. De exemplu, nici în România nu se mai controlează nimic. Mă gândeam acum că într-un mare partid din România sunt alegeri. Partidul Național Liberal. Și cum nu există niciun fel de control, ieri domnul Iordache, parcă nu mai țin minte, un mare asfaltator pe vremuri, a fost luat din aeroport, da, Iordache, și dus la DNA să dea... Bun, dar dânsul mereu merge la DNA. Adică... Dânsul merge mai ales în perioadele de alegeri din PNL. Știută fiind legătura domniei sale de prietenie. Cu domnul Orban. Domnul Orban este unul din competitori. Dacă ați fi fost atent, același lucru s-a întâmplat și în Porto Constanța. Asta dacă nu știați. Fost da. Au fost reținuți și duși la DNA, au dus la DNA 5 persoane, tot prieteni ai domnului Orban. Asta pentru mine este o noutate. S-a întâmplat acum 2 săptămâni. Fac mea culpa. Mai îmi scapă și mie. Directorul general al administrației portuare Constanța. Deci, și nu numai. Deci, la noi se controlează, dar altfel. Statul controlează altfel lucrurile. Și eu cred că, da, statul controlează altfel în sensul în care anumite componente ale statului, anumite instituții ale statului, reușesc să privatizeze chiar și sectorul privat, să-l reprivatizeze. Eu zic că privatizează partidele. Nu, partidele... Sau naționalizează partidele. Stați că asta vreau să vă zic. Partidele sunt naționalizate, nu sunt private. Sunt naționalizate, da, deja. Da. Dar nu știu în folosul cui. Chiar asta mă depășește. Din păcate, de multe ori, într-un folos meschin, la un nivel mic, fără a gândi cineva un nivel mare. Pentru că atunci când monetizezi la un nivel mare, poți să înțelegi. Dar când monetizarea asta mică, care parazitează economia, administrația publică. Gândiți-vă, tendința oamenilor de a merge către sectorul bugetar. Noi, în momentul de față, nu mai încurajăm în niciun fel antreprenoriatul. Ne întrebăm de ce nu mai avem forță de muncă în sectorul privat. Păi pentru că toată lumea vrea un loc călduț la stat unde nu face nimic. Sau face. Vezi pediatria? Da, da, face. Eu am văzut o declarație acum zilele trecute a unui primar important din județul Neamț, nu dau un nume, că mi-e rușine să dau un nume, care spunea așa că în primăria lui fiecare angajat muncește cât 4. Cât 4 ce? Cât patru persoane, da. Cât 4 persoane. Și mi-am adus aminte că pe vremuri erau, citeam, când se mai citeau povești, știți, Croitorașul cel viteaz. Da, 7 dintr-o lovitură. Eu zic să înmulțim numărul de funcționari care există în primărie. Am vorbit săptămâna trecută și am văzut că foarte mulți ne-au urmărit de reforma administrativă în România. Da. Deci asta înseamnă optimizare. Gândiți-vă că la nivel mondial, conceptul de optimizare a intrat în toate domeniile. Optimizarea afaceri, optimizarea sisteme, optimizarea industriei, optimizarea producției, logistică, totul ține de optimizare. Noi avem, în primul rând, nevoie de o optimizare a consumului în administrația publică.
plătim și aruncăm bani pe pereți pentru oameni care nu fac nimic. Nu vorbesc de Județul Neamț, eu vorbesc la nivel național. La noi întotdeauna fac ceva. La noi fac ceva. La noi fac. Dacă nu fac pentru comunitate, fac pentru ei. La noi și fac. Tot fac ceva. De la lucruri mărunte, de la consumul pe care îl are un demnitar, un angajat, pe ceea ce înseamnă, ca să, apropo de asta, n-aș vrea să scăpăm, un subiect foarte important, salariile. Salariile sunt mari de multe ori în baza unor sporuri. Sporuri care, la un moment dat, prin optimizare, o să constatăm că ele nu se mai justifică. Și salariile, de fapt, veniturile sunt mari pe sporuri și vor scădea tot prin eliminarea unor sporuri. Dar asta nu trebuie făcută fără a studia clar realitățile și cu ce riscuri se confruntă fiecare angajat. Bun. Haideți să încercăm o concluzie în emisiune, apropo de la ce am pornit, de la creșterea prețurilor și inflație. De obicei, perioadele cu inflație mare, galopantă, noi deocamdată nu discutăm de inflație galopantă, este inflație. Nu, dar discutăm despre premizele unei inflații, pentru că tot ceea ce se întâmplă astăzi ne dă un semnal alarmant apropo de creșterea inflației. De obicei, perioadele acestea și nu vorbesc de România, inflația nu, crește la nivel mondial. Dar tu ca țară, România, ar trebui, eu așa cred, că niște guvernanți responsabili și chiar și o opoziție responsabilă se gândesc la un set de măsuri. Bun, domnul Cățun ne-a spus că vom avea creștere economică, că inflația va scădea. Ne-a spus adică... și că voi fi fericit cu noile prețuri. Și nu sunteți? Dar probabil că da. Probabil eu că v-a da. Explicat foarte clar. Sunteți nedrept. Domnul Cățu v-a explicat că trebuie să ne învățăm că prețurile pot crește și pot scădea. Dar noi suntem fericiți. Nu, noi suntem fericiți că la noi doar cresc. Deci suntem pe bune. După cum bubuie economia, deci sărând în aer unitățile economice strategice din România... Eu mă întreb ce economie? Haideți, domnule, mai avem. Mai avem, da. Mai avem resurse. Mai războiul avem. Mondial acum este pe resurse. Și revenim... La când vorbim despre fier, când vorbim despre argint, când vorbim despre aur, când vorbim despre aluminiu. Noi avem resurse umane. Tot ce înseamnă resursă, mai ales că aceste elemente sunt folosite în marea industrie Big Tech și este o cerere fantastică pe piață. Eu cred că strategia României ar fi dezvoltarea, analiza și dezvoltarea a ceea ce înseamnă export, producție și export de resurse în zona Big Tech. Noi avem resursă umană. Nu avem nici resursă umană. Deci, avem, uitați. Avem criză europeană. Inclusiv în zona asta a bancurilor avem resursă umană. Aici avem. Aia deci, e resursa de umor. Pot să vă spun un banc așa ca de final, ca să înțelegem de ce... Ca să înțeleg de ce am venit. Corect. Mai ales că un tip moare și ajunge în iad. Descoperă acolo cu stupoare că fiecare țară avea iadul ei. Și merge la în iadul german și întreabă ce asta ți se face. Asta știi ce presupune? Optimizarea iadului. Asta zic, optimizarea iadului. Ce ți se face aici? Că te pun pe scaun electric pentru o oră, pe urmă te așează pe un pat cu cuie, restul zilei te biciuiește dracul german. Asta ce mai nu-mi place. Hai să mă duc dincolo. Se duce la rus, vede același lucru, la francez ajunge și într-un loc de era o coadă imensă. Și de ce stați la coadă? Că aici e iadul românesc. Bun, și cum funcționează aici? Păi te pun pe scaunul electric, pe aia pe patul de cuie, pe aia te biciuiește de acolo. Păi de așa se întâmplă și în altă parte. Și că da, dar aici, că scaunul electric nu merge, nimeni nu vine să-l repare, cuiele din pat au fost furate, iar dracul român este un fost parlamentar care vine, semnează prezența, după care se duce la bar. Da. De asta, probabil, că s-a încetățenit ideea. Merg lucrurile prost și nu avem planuri de perspectivă. Pentru că semnează prezența... Da, România este una din țările, dar nu este singura țară. Să știți că corupția afectează și economia americană, și economia germană, dar la un anumit nivel, controlabil. Pe când în România, corupția este endemică. Corupția este la toate nivelele, avem corupție și la nivelul cel mai mic și la nivelul cel mai înalt. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc.
Și nu cred că voi reuși să fiu în direct săptămâna viitoare cu dumneavoastră, adică în direct pot fi, dar nu prezent fizic în emisiune. E un moment de răscruce, e un moment istoric pentru Mesagerul, motiv pentru care eu vă spun la mulți ani de acum. Mulțumesc. Sper să reușesc și săptămâna viitoare. Mulțumesc tare. Și chiar este un eveniment pentru Județul Neamț, pentru că eforturile dumneavoastră au reușit să optimizeze, ca să zic așa, conștiința pietrenilor într-o măsură mai mare decât ar fi fost în absența Mesagerului. Vă mulțumesc tare mult, oameni buni. Aceasta a fost frumoasa emisiune de astăzi. Vă dorim cele bune și să ne vedem sănătoși mâine, când avem promisiunea că va fi aici cineva de la primărie, dacă nu chiar domnul primar Andrei Caraberea. Simt nevoia să-i spun numele, ca tot timpul să-și aducă aminte oamenii cine este primarul municipiului. Cele bune! La revedere!